La Minorului și Străulești este de circa 600 de metri, de chiar 80 de km pe oră. Viteza comercială este de 36 de km pe oră. La intrarea în stație se circulă cu 15 km pe oră. Urmează stația Străulești cu peronul pe partea dreaptă. O viteză de croazieră mai mică, să putem să vedem tunelul mai bine, da? Tunelul este echipat cu furtune și cu hidranți de stingere a incendiu, cu furtune. Avem aici pozate cabluri pentru alimentare cu energie. Asta este conducta PSI. Tunelul este iluminat. În situații speciale se poate circula pe banda asta de special amenajată. S-a folosit tehnologie de ultimă oră pentru echiparea tunelului și a stațiilor cu instalațiile aferente. Deci, după cum văd că se întâmplă, eu aș fi vrut să mergem spre capătul ăsta unde este depou, să vă arăt luminatoarele. Haideți să mai arătați să facem parcursul care l-ați pregătit și după aceea mergem să facem și declarațiile. Da, da, de peste. Vă spun că o să trească să ne întoarce. Nu avem altă soluție, nici nu aveți ce să se cuide. Nu avem ce să vrei să ne întoarcem la Minorului? Nu, mergem la Străulești și nu ne mai întoarcem cu trenul. După ce dăm declarațiile, chemăm mașinile să vină. La CSOA. Da. Da, da, da. Bun, așa. Mulțumim. Și noi vă mulțumim. La revedere, sănătate, director. Sănătate multă. Nu s-aude în salon. S-a auzit în salon? Da, da, da. Da? De ce era s-a auzit? E bine, am și. Hai să vedem. Gata. Pune semnalul. Mă uitam după el. Semnalul mai. Parcursul e grisat pe directă. Ce să fac? Vezi că aici cam iau să cum faci. Cum patinează. Ai nevoie de fără de aici. De aici plecai cu 50. A, de aici? Păi. Ai văzut că e o restricție.
de 50, de restricție de 50. E 50. Da. Și se intră cu 15. Faci acum o probă, vezi cum iese ca timp. Păi da, aia. Și dacă îi bagi două tracțiune aici, dacă vă ajută cu ceva, da. Ai loc, că am băgat două tracțiune. Da, ați băgat? Ai loc, da. Urmează stația la minorului cu peron pe partea stângă. Nu știu, nu avea ce face acasă, că toată ziua și să uită la noi. Primii călători, cred că sunt pe... Stimați călători, trenul circulă la stația Par Basilescu. Bă, te omoară pe șosea. Ai merge să bagi paralel aici? 50. Da, îți patinează, pleci pe serie data asta. Pleci pe serie. Aici nu se face nicăieri zonă, e tot în regulă. Da. Plec cu serie și cu... Cred că și de dincolo la fel. Da, o să plec cu serie. Recepție 61. Nu, la noi nu s-au. Mihai, eu vă urmă succes. Da, mersi. Asta, cu multă atenție, că da. N-aveți nicio problemă. Nu vă grăbiți, n-aveți nicio treabă cu operatorul, poate să zică ce vrea, da, bine, și vă vedeți de treaba voastră. Da. Așa. Ai grijă și de colegul nostru de dincolo, că e un pic mai complicat, dar nu-i cu ea rău. Păi venim și noi, normal, aici ar trebui să aștepte. Păi, obligat, trebuie să aștepte.